încrucișat anterior așa drept, fără concavitate. Mai mult ca sigur, e absolut în ordine. Nu e nimic greșit cu el. Confirmăm asta și pe coronal, chiar dacă are această modificare. Asta e modificarea de semnal dintre cele două benzi, dar când el este așa drept, e bine, clar. Deci poți să stai liniștit că e bine. Încrucișatul posterior este bine. Vezi că are unghiul ăsta fichii peste 90 de grade. Da? Deci nu este buclat. Asta e un aspect normal de ligament încrucișat posterior. Ce vedem aici? Niște chiste, niște acumulări fluide chistice, polilobulante, poliseptate, care stau aici sub capsulă. Probabil un chist sinovial subcapsular. Bun. Aici este un amalgam de lichid cu chestiuni neomogene aici, care sunt, părerea mea, modificări de hipertrofie sinovială, pe care le mai regăsim și aici spre anterior. Deci ăștia sunt niște fajuri din sinovială care, vedeți, au pătruns în lichid și fac ca lichidul să pară murdar, dar practic este hipertrofie de sinovială. Așa. Ligamentele, în ligamentele, puteți să mă întrebați acum, vedeți că eu fiindcă am lăsat pe unmute, vă aud. Dacă aveți ceva la ce am zis până acum. Așa. Meniscurile. Aici cu meniscul ăsta intern am avut niște probleme, am înțeles, de la rezultatele astre. Și anume faptul că aici este evident că nu e bine, cel puțin din punctul meu de vedere. Vedem aici, vedem niște osteofite care practic măresc suprafața de contact a articulației, că asta înseamnă osteofitele. Ele asta încearcă să facă. Organismul încearcă, există o oareșcare instabilitate a genunchiului, nu, ceva nu merge acolo, el ce face? Face producțiuni osoase marginale ca să stabilizeze articulația, care era probabil instabilă din cauza leziunii de menisc. Bun? Și avem niște osteofite și partea asta din meniscul intern este ieșită în afară de mult și aici sunt niște modificări destul de serioase ale meniscului pe care le vedem aici. Da? Deci aici, practic, zona asta, care este zona asta, este o zonă de ruptură destul de serioasă, gradul 3, cu modificări, pe fondul unor modificări degenerative, da? Deci acea degenerare mixoidă în timp duce la astfel de rupturi. Și e bine de menționat că când vezi o astfel de leziune care așa, asta e o leziune pe un menisc degenerativ. Deci este o leziune pe un menisc vechi, stricat, și asta e o leziune care nu e o leziune acută. Leziunile acute, ortopedul poate încerca să le repare prin sutură. Leziunile astea pe fond degenerativ, nu prea mai ai ce să le faci. N-ai cum să suturezi și nu poți să faci decât meniscectomie parțială. Mai ce chiar o mică bucățică de menisc aici, care pare că nu se mai ține chiar bine de restul. Și să punem axialul, ca să ne lămurim o dată cu axialul ăsta. Vezi, aici depinde de grosimea slice-ului și de cum este poziționat. Da? Vă uitați unde e asta, da? Și dacă eu mișc o dată, sunt în plin menisc și văd aici marginea meniscului, aici e volum parțial, aici nu mă pot baza pe asta, dar aici văd le franjuri din corpul meniscal și m-am dus o secvență mai sus și una mai jos și am cam sărit de menisc. Mai vedem și astea, sunt tot franjuri ale marginii libere a meniscului. Să lămurim noțiunea de margine liberă a meniscului. Știm ce e margine liberă a meniscului? Deci meniscul este prins în articulație pe conturul lui exterior. Da? Juncțiunea meniscul capsulară se face la exterior, spre capsulă. Porțiunea din interior a meniscului, adică asta, da? Și dacă ne uităm aici pe, da? Deci bă, zic că ăsta e croasantul meu, da? Cam așa. Bun. Deci asta e porțiunea meniscului care este fixă, fiindcă e prinsă de capsulă și are atașamente și cu tibia și cu femurul. Da? Asta din interior, marginea asta mai mică a meniscului, este marginea liberă. Ea este flotantă în lichid. Ea se mișcă. Da? Asta. Bun. Deci asta este marginea liberă, asta este porțiunea fixă.
Asta este marginea liberă, asta e porțiunea fixă. Ok. Ați înțeles? Unde începe corpul meniscului? Corpul meniscului? Da. Păi, ăsta e cornul anterior aici, ăsta e corpul, da? Și ce e între e corpul meniscal. Nu există o delimitare imprecisă, dar oarecum la parți în trei meniscul, ce e în anterior e cornul, ce e în lateral sau medial e corpul și ce e în posterior e cornul posterior. Și pe coronal, când derulezi? Așa. Așa, și coronal, de aici. Când ești așa, da, ăsta este ăsta e corp. Ăsta e corp, da? Oricum te uiți întotdeauna și pe axial sau pe celălalt să vezi unde ești cu planul, da? Aici, când ești în mijlocul genunchiului, ăsta e cornul, da? Te duci în anterior, ăsta e cornul anterior, ăsta e cornul anterior. Te duci în posterior, ăsta e cornul posterior, ăsta e cornul posterior, da? Medial și lateral. Bun, deci una peste alta, asta e o leziune gradul 3 de menisc, complexă, cu fisurică, cu un fratel, cu modificări importante de degenerare mixoidă. Aici, cartilajul nu este bine, da? Să vedem dacă se vede și pe ăsta oare. Mai puțin se vede pe ăsta, pe ăsta se vede cel mai bine. Există un pic de edem intraspongios subcortical aici, reactiv la toate modificările astea, fiindcă aici există un microtraumă permanentă la fiecare pas. Fiindcă meniscul nu mai unde trebuie și cum trebuie, aici există o creștere a presiunii, se ciocnește prea tare. Și cartilajul aici s-a stricat, suprafața lui, da? Aici e o mică impactare care se vede bine aici, da? Deci asta e o mică impactare a corticalei, care nu mai este rectilinie sau convexă, ci dintre este concavă. Bun? Și edem intraspongios aici, în colțișorul ăsta, în margine, spre baza osteofitului, care doare. Deci pacientul ăla cu așa ceva, pe el îl doare, dar nu doare de la menisc, ci îl doare de la edemul ăsta intraspongios. Bun. Restul cartilajului, sigur că nu mai e cel mai cartilaj, dar măcar nu mai are defecte de suprafață. Aici e un pic îngroșat disproporțional, deci putea zice, fie că aici e o chondroptie grad 1, fie că aici e scăzută difuz în contextul leziunilor pe care le are, probabil că asta este scăzută difuză aici grosimea. Bun, cartilajul, nu, meniscul extern. Să ne uităm și la meniscul extern. Da, deci aspectul ăsta de papion cu anterior cu posterior pare să fie bine și verificăm asta și pe coronal, cornul anterior, corpul meniscului și cornul posterior. Ok, la cornul posterior întotdeauna o să vedeți de ce că ați greșit. Cred că toate la cazurile de mai încolo. Atenție la inserția la rădăcina posterioară a meniscului. Atât meniscul intern cât și meniscul extern se inseră aici pe tibia undeva, aici, da? Și inserția este foarte importantă, fiindcă dacă inserția se rupe, este o ruptură a rădăcinii meniscale și meniscul nu mai este fix aici și nu își face treaba. Deci își pierde aproape complet funcția biomecanică de a amortiza șocurile și ai o chestiune pe care ortopedul trebuie să o știe. Ok. Altceva, ce mai vedem? Ceva lichid în articulație, cartilajul rotulian și femural, îl vedem și aici pe sagital, cu un defect aici și cu niște modificări de semnal aici. Vedem cum arată lucrurile astea în axial. Deci în axial mie mi se pare o suprafață, pardon, mi se pare o suprafață mai neregulată. Aici, da, zice că sunt ca niște microeroziuni. Acum, poate că sunt niște artefacte, dar oricum, eu cred că am dat de gradul 2, da. Da, de gradul 2. Dacă nu e sigur, poți să zici gradul 1-2, că e clar că cartilajul e îngroșat. Da, totuși, mi se par niște microeroziune aici. Era bine dacă mai făceam o altă secvență ca să confirmăm chestia asta. Bun, sinoviala îngroșată cu aspect hipertrofic am vorbit. Și
Cam atât. Aici un Kist Baker măricel. Care Kist Baker, vedeți că este de fapt bursa gastrocnemio semimembranoasă, da? Deci este situat, este o bursă între semimembranos și gastrocnemiat. Da? Care are forma asta de clepsidră, pe care îl vedem la ecografie foarte des, pe care îl văd la ecografie cei care fac o doplă și se sperie și trimit repede la un remene. Dar în principiu este o bursită. Ea comunică la origine cu spațiul articular și în anumite situații se poate strangula și atunci se transformă într-un chist veritabil. Se poate goli ecografic, se poate goli subitaj ecografic cu seringa, cu șanse 50-50 să se umple la loc în timp, depinde dacă lichidul din articulație s-a retras sau. Dar, în experiența mea, am încercat să golesc de-a lungul timpului, dar s-a refăcut. Pe moment e ușură simptomatologia, mai ales dacă este foarte umflat și inflamat, mai ales dacă e cumva și un cortizon înăuntru, dar pe termen lung nu ajută foarte. Și uite ce vreau, apropo de cartilaj. Ia uite ce frumos se vede acum pe sagital, cum aici este un defect de cartilaj destul de mare. Da? Deci aici este cartilajul din spatele care vine aici, se întrerupe pur și simplu. Aici sunt niște micro-GOD. Asta este corticala neregulată și abia fără cartilaj, aproape deloc cartilaj. Și aici avem edemul intraspongios de care zice. Deci practic de aici până aici nu prea avem cartilaj. Și este cam singura secțiune pe care poți să vezi ca lumea chestia asta, pentru că ca să fi putut vedea treaba asta, ca lumea trebuia să facem un plan oblic coronal așa, știi? Știți, perpendicular pe suprafața asta? Așa, acum planul e așa și este cam oblic pe cartilaj și aici nu prea putem să ne exprimăm cum trebuie. Dar uite că pe sagital se vede foarte, foarte